Ziua Holocaustului Romilor a fost marcată astăzi la București. La eveniment au participat reprezentanții guvernului, printre care și ministrul sănătății Alexandru Rafila. Acesta a ținut un discurs prin care a subliniat importanța evenimentului, dar și sprijinul pe care românii trebuie să-l acorde romilor din țara noastră. Memorialul victimelor Holocaustului din București a găzduit o ceremonie de comemorare a romilor victime ale Holocaustului organizată de Agenția Națională pentru Romi. La eveniment a luat parte și ministrul sănătății Alexandru Rafila, care a spus că românii trebuie să continue să-i ajute pe romii care trăiesc în țara noastră. Dragi prieteni romi, astăzi este o zi de comemorare a Holocaustului împotriva romilor. Și acum 78 de ani, în Europa se întâmplau lucruri incredibile. Mai mult de jumătate de milion de romi și mai mult de 6 milioane de evrei au fost uciși în mijlocul Europei. Pare incredibil, dar, din păcate, aceste lucruri s-au întâmplat și într-o perioadă dificilă, cum este cea de astăzi, în care avem un război absolut nemilos la granițele României, nu avem decât o singură cale. Să le întindem mâna în primul rând, să-i cunoaștem mai bine și această inițiativă legată de înființarea Muzeului Istoriei și Culturii Populației Roma din România este extrem de binevenită în acest sens. Să-i cunoaștem, să le întindem mâna și mai ales să le asigurăm două lucruri importante care pot să ducă la o adevărată incluziune socială și mai ales la o contribuție pe care minoritatea romă o poate aduce dezvoltării țării noastre. Trebuie să privim cu speranță spre viitor și să încercăm să evităm orice fel de tendință xenofobă și antisemită din societatea românească. Începând cu 2020, ziua de 2 august a devenit zi națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor, Samu Daripen, după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat în unanimitate proiectul de lege.